Hei, să nu-ți stăm ascult și bine vă regăsim la un nou videoclip. Astăzi o să continuăm aici la Amasico Store. Dați o zi bine. Astăzi ne jucăm Mobile Store Simulator. Continuăm aici să vindem telefoane, iPhone-uri și așa mai departe. Apăsați în momentul de față pe butonul de like dacă mai vreți videoclipuri cu acest joc, fraților. Dați o zi bine. Și astăzi m-am gândit să ne extindem și noi mai mult, nu? Să cumpărăm angajați, plus că vreau să fac și un credit de la bancă ca să avem și noi mai mulți bănișori, mă, de ce nu? Haideți să deschidem acum magazinul nostru de telefoane. Ora este 10 și ceva, oricum astăzi am venit cam târziu deoarece am dormit câteva ore mai mult, nu-i problemă. Haideți să open. Pam, diga, acum poate să vină clienții la mine. Perfectus, să vă așteptăm aici cu mare drag, da? Bun, haideți să vedem ce mai trebuie să... uite, stai mă că am aici acest telefon de data trecută, un Samsung A23, care arată ceva de genul ăsta. Eu m-am gândit să-l păstrăm noi ăsta, dar îl vând. Oricum, noi l-am luat cu $450 și la magazin e 334. Noi o să-l vindem cu 600 pe acolo, adică să ne iasă și nouă un câștig ceva, nu? Bun, haideți să vedem dacă putem face un credit, fraților. Uite, aici avem o bancă, ce putem face un credit. Ia să vedem, cel mai mult putem să luăm $15.000. Eu cred că o să ne ajute, nu? Uh-huh. Și înapoi trebuie să dăm pe zi $1.350. Facem noi atâția bani pe zi sau o să fim pe minus? Hai mă să dăm 15. Pam, am luat 15.000 de la bancă. Uitați-vă acolo sus. N-avem 17.000 în momentul de față. Este cam primul client. Bună ziua, bine ai venit la magazinul Amasico Store. Tu ce dorești? Să vorbim cu el. Bună ziua. Halo, Suzam. Bună ziua. Eu știu mai tună telefon fac Kaufman. El vrea să ne vândă un telefon, bro. Toner Magnet 5. Ce telefon e ăsta? Că nu am auzit niciodată. Mazini, ia să vedem, ia să ne uităm la el. Stai, nu spune că e telefon fake ăsta, mă. Tu vrei să mi-și fa așa, diga? Eu n-am auzit niciodată de marca asta. Ia să vedem. Are 5 stele, 1 giga, e negru, baterie 57% și prețul de magazin e $502. Ok. Să vedem cu cât să-l luăm noi. Deci tu cât vrei, mă? $1.100 și ceva de dolari. Să primești în cap la tine, o să-ți dau eu atât. Gândiți-vă că prețul de magazin e $500 și ceva de dolari. Și ăsta vrea 1000, ia auzi. Cât să-i dăm? 250. Nu vrea, frate. Așa pleacă să nu te mai văd. Dacă mă vii pe aici, cum să vii să-mi vizi un telefon care la magazin costă 500 și îl vine cu 1000 euro. Ia uite-te și tu. Bun, deci am luat un credit de la bancă. Asta e bine. Bun, e să vedem. Acum putem cumpăra mai multe telefoane, fraților. Ne putem cumpăra primul nostru iPhone în magazinul nostru de telefoane. Și fraților, uite, avem aici Apple iPhone SE. 8 giga are ăsta, costă 150. Ia să vedem. Ce putem face, bro? Ne putem extinde, putem cumpăra și un birou. Uite, putem cumpăra mai multe încărcătoare și așa mai departe. Țac, tapet. M-am gândit să renovez puțin aici prin interior, fraților. O să reparăm puțin, o să punem și noi niște gresie cum trebuie. Uite, cumpărăm din asta. Țac, decă. Cumpărăm și sus tapet, care să fie alb sau... Da, cumpărăm tapet alb, fraților. Stai că avem doi clienți acum. Stai, ăștia sunt frați gemeni, mă. Uite-te și tu, sunt gemeni. Dar tu ce vrei, mă? Să vedem. Ăsta vrea un încărcător. Ok, perfect. Tu? Își mește mai brought Apple phone, si? El vrea să-și vândă un telefon, fraților. Ia să vedem. Vreau să-l văd mai întâi. Ăsta e un iPhone, nu? Pare să fie un iPhone din ăsta mai vechi, cred, nu? Dacă ne uităm așa atenți la el, nu? 6 giga, gold, ok. Prețul de magazin e $202. Ia să vedem el cât vrea să-l vândă. Chiar sunt curios. Ia să vedem. Eu îți dau... El vrea 572, ok. Eu îți dau pe 250. Ia să vedem. Subit.
Ia și accepte. Deci vreau 250. Perfect, mă. Bine, mă. Hai că ne-am făcut cu 200 și ceva. Ia să vedem. Deci, noi l-am luat cu 200. Stai, mă. Stai că scap de gumă. Scap de gumă. Nu știu pe ce lume sunt în momentul de față. Pro, eu am văzut ceva cu 500 la magazin, nu? Scria parcă. Suntem din nou pe minus. Hai că facem afaceri, nu glumă. Ei bine, și așa, ok. Învățăm din greșeli, nu-i problemă. Tac, închidem asta. Și haideți să renovăm puțin pe aici, cum am spus. Două secunde, mă, stai așa. Am cumpărat tapet, fraților. Ia, tac. Unde îl punem? Ăsta e pe jos, bro. Uite-te și tu. Lol, dar ce cu murdărimea asta pe jos, bro. Wow, așa mai vii, mă. Ia să cumpărăm și noi un mop, mă. Trebuie să facem curățenie pe aici. Pac mop plus lumini. Una, două, trei. Ok, am cumpărat și lumini. Ia să punem mopul ăsta, să-l punem, uite aici, pe colț, nu? Sac, oricum o să ne cumpărăm și o femeie de serviciu. Ia să vedem, tu ce vrei? Bună ziua. Așa, e și abai în Samsung but în țuștang, mai să zic ham. Ia să-l vedem, ăsta vrea să-mi vândă un Samsung A23. Dar noi avem un iPhone, un Samsung de genul, nu? Mark price 334, but salt. Ok. Noi cu cât? 150. 150 dacă vrea, îl cumpăr. Nu, bro, e interesat de Samsung-ul meu. What the hell? Ia să vedem. 600 îi dăm, nu? 700, ia să vedem. 700? Îmi dă 700? N-ai nici cannes midis în price, nici la... nu vrea. Atunci pleacă. Perfectus. Trebuie să facem puțină curățenie pe aici, fraților. Ce murdărime pe aici. Și în partea asta... Asta e culoare, mă? Sau ce... Ce mi-a dat aici? Că nu înțeleg. Probabil e culoare, nu? Bine-s. Stai că mai avem un client. Mamă, dar câți clienți avem astăzi? Trebuie să mai pun și încărcătoare, că nu prea mai am. Bună ziua. Tu vrei un încărcător. Bine-s. Ia să vedem. Stai, mă, că am cumpărat prea mult din ăsta. Nu trebuia. Pot să le vând? Astea pot să le vând înapoi sau nu înțeleg? Ok, ia să vedem. Punem pe perete sau sus? Sus, mă. Wow! Hai, mă, că arată chiar tare. Am cumpărat și lumini. Uite, am cumpărat una. Vreau să pun mai multe, bro. Ia să mai cumpărăm câteva. Punem una pe mijloc, nu? Dai ok așa. Tu ce vrei, mă? Vrea să-mi vândă un telefon ăsta. Ia să-l văd. Vrea să cumpere un telefon de la noi, fraților. Deci noi cu... Cât l-am luat? Cu 250. Hai să-l vindem cu 500. Punem 500 direct. Țac. Ia să vedem. 142? Teravas? No. 200. 270. Ia să vedem. Tiri, selici și ciumțu. Perfect. Pro, e bine. Ne-a ieșit, nu știu, undeva la 30 de dolari. Da, ok. Trebuie să mai cumpăr niște lumini, fraților. Ia să vedem. Uite așa. Una, două, trei. Da, 3 cred că e ok. Trebuie să mai pun pro, deci am foarte multă muncă. Haideți să-l punem următoarea, țac. Punem așa, nu? Una în partea asta. Și avem 4, cred, nu? Uite, mai punem una pe mijloc. Eu cred că e ok. Da, vreo 4 sunt ok. Stai că am avut un client. Unde a plecat, mă? Unde a plecat, mă? Uite, mă, că a plecat. Nu l-am băgat în seamă, mă scuzați, n-am treabă. Tapet, am cumpărat tapet, mă? Nu cred că am cumpărat, mă, nu? Sau? E cumva ăsta, mă? Nu, ăsta e pentru sus, mă. Sau? Nu, nu am cumpărat, trebuie să cumpărăm acum. Punem tot ceva alb, mă. Ia să vedem. Punem alb, da, punem ceva alb. Stai, mă, că am mai cumpărat. Care-i tapetul, mă? E cumva ăsta, mă? Ok, țac. Wow, se vede mult mai bine. Încă 3, 1, 2, 3. Țac. Pam. Mai punem și în partea asta. Imediat te ajut. O mai punem în partea asta, nu? Pum. Și una în față. Și gata, mă. Suntem gata, mă. Stai, mă, că nu știu care e tapetul ăsta. Da, e ăsta. Țac. Da, mă. Hai că se vede super tare acum. Adică nu mai e cum era. Ia să vedem ce vrea tipul ăsta. Bună ziua. Și mă știu... ok. Vrea să cumpere Samsung-ul de la noi. Ia să vedem. Noi l-am luat cu 450.
Perfectus. Ei, dă-te la o parte, mă, că nu te văd. 450. Hai să-l vinem cu 600. Ia să vedem. Astăt mi-a luat aici, uite ce prea ți-o șfeabă, țancă. A, nu vreau, nu poate să-l vând. Nu poate să ne dea 600. Zău, bună ziua, domnișoară. Bine ați venit la magazinul meu. Tu ce dorești? A, nu cred că mai avem încărcătoare. Imediat o să pun. A, vrea să ne vândă un telefon tipul ăsta. Ia să vedem. Ce telefonul este, mă? Nokia fake din China sau ce este, mă? 5 giga grun. Ok. Prețul din magazin e 137. Ia să vedem cât vrea ea să ceară. 300. Nu, no, 50 de dolari îți dau pe ăla. Nu, no, 60. Dar dacă nu pleacă, pleacă, să nu te văd. Oh, perfectus. Haideți să mai cumpărăm niște încărcătoare acum. Numai că cu astea din inventar pot să le folosesc în altă parte, bro? Sau pot să le vând? A, nu, pot să le pun pe sus, bro. Ca să scap de ele, că am cumpărat prea multe, fraților. Ia să mergem puțin acum la tipul ăla să vedem, poate a adus un telefon cum trebuie, bro. Ia să vedem, are un telefon ceva de vânzare ăsta? Oh, bună ziua, mă. Ia să vedem. Fați brocuri, zici brocuri, îmi trebuie un telefon. A, dar când aduci, mă, telefoane? Că înainte vindeai telefoane, acum nu mai vezi niciunul. Tipul ăsta înainte aducea, dar acum nu mai aduce. Bun, haideți să vedem dacă putem să punem și pe cineva, să angajăm aici pe cineva. Uite, văd că s-a făcut din nou mizere pe aici. Facem din nou curățenie și după îl extindem puțin. Ha, putem să cumpărăm mai mare, nu? Dar nu știu dacă avem bani acum. Ce, nu putem să facem clădirea asta mult mai mare, numai că nu avem bani. Așa că haideți să cumpărăm mai departe. Cine mai trebuie? Shukasn. Ha, uite un din asta, 2000 ne costă. Showcase. Prea vreau să investesc acum atât de mult, deoarece nu prea avem mulți bani. Ia să vedem, tipul asta ce vrea? Tu ce vrei? Și mi-aș vrea să cumpere un Nokia al nostru. Uite ăsta, Max Price 40. Noi o să-l dăm cu 80, ia să vedem. 80 de dolari costă Nokia. 14 dolari, mă? Da, nu. 60, ultimul preț. 55, ultimul preț. 55. Dacă nu poți să-ți permiți, atunci să nu mai vii la magazinul meu. Pleacă să nu te văd în momentul de față. Hai că vin persoane numai că s-a noptat afară, fraților. Trebuie să închidem și noi magazinul ăsta ușor, ușor. Tu ce vrei, mă? Ok, vrea să cumpere. Stai, mă. Nu l-am văzut cum dau înapoi acum. A plecat fără să vrea. Ok, mă scuzi. Bun, închidem magazinul și revenim mâine. Trebuie să mergem acum la somn. Țac. Închidem și mergem acum la somn, fraților. Uite, aici pe dreapta am mai văzut, vă, că ceva scrie Cell Phone Repair. Aici putem repara telefoanele, bro. Bună ziua. Wow, cât de tare. Gen, primim și telefoane din astea stricate, cred, nu? Da, mă, și le putem repara acolo. O să mergem acum la somn, deoarece s-a noptat afară, fraților. Mergem în apartamentul nostru aici. Poate cu timpul o să ne cumpărăm și noi un apartament mai bun. So, mergem. Pam și so, bună dimineața, ne-am trezit. Oh my god. Trecem direct la muncă, fraților. Ora este 8 și mergem la muncă, deoarece astăzi o să cumpărăm foarte multe telefoane. Da, ți-au zis bine, o să cumpărăm iPhone-uri și așa mai departe. De ce nu? Hai, hai, ia cum răsoare. Să răsare soarele ăsta. So, hai că arată mișto acum. Bun, deci cumpărăm telefoane, cum a spus. Plus că stai, mă, că am cumpărat mobila asta sau ce-o fi asta. Asta e biroul, bro. Poți să-l pun aici în față, nu? Ia să vedem. Țac, îl facem așa drept. Eu zic că aici ar încăpea, nu? Cum aș putea să-l fac eu? Sau în partea asta, așa ceva de genul ăsta? Nu, mai bine în partea asta îl punem. Sau? Da, uite aici în față o să-l punem. Dar cum e fața? Oh, da, mă, uite, așa e fața, cred. Să vedem și... Pam! Oh, nein, eu nu cred așa ceva, fraților. Avem aici și primul nostru bar vitrină sau ce-o fi asta. Putem să punem telefoanele, cred, aici. Da, mă, să se vadă mult mai bine. Da, însă dacă le fură cineva, o să le fure mult mai simplu. Pac! Intră aici și le fură. Haideți să cumpărăm acum telefoane, numai decât. Nokia Apple, ia să vedem, 150, cumpărăm 2, 3,
Cumpărăm și un Nokia de genul. Hai să vedem. Cumpărăm 2500 e asta. Cumpărăm și o chestie. Nu, nu mai investesc în, în mobilă deocamdată. Uite, mai cumpărăm încărcătoare aici. Mamă, dacă te avem. 1, 2, 3, 4, 5. Inventarul full, mă. Dar eu nu înțeleg de ce nu au făcut și inventarul ăsta mai mare, mă. What the hell, avem mai mult loc. Zon, haide să punem mai... Da, mă, uite, aici punem telefoanele. Cât de tare. Uite, le punem așa frumoșel în față. Țoc, unul. Punem și pe al doilea. Undeva în fața acolo, nu? Punem așa unul lângă altul, nu? Țac, ca să se uite persoanele cum trebuie, nu? Uite, punem următorul. Ăsta e iPhone, bro, nu? Mhm. Țac, nu le-am pus cam drepte, dar e ok, ok, așa. Bine-s. Și acum trebuie să punem și încărcătoarele, bro, pe partea asta, nu? Mhm. Uite, punem, uite, aici. Al doilea. Dar ce-s astea? Ah, ăsta e din asta, mă, folie din sticlă pentru iPhone. Asta e bine. Și ăsta ce e? Ăsta nu mai știu ce e. Pin scasă. Ceva de lipit sau nu-mi dau seama. Ăsta ce mai e? Ăsta lamoglas. Ah, ăsta e sticlă din nou. Numai că e neagră. What? N-am văzut. Pentru ce, fraților? Ah, pentru soare sau pentru ochi? Nu-mi dau seama. N-am avut niciodată. Și ăsta ce e? Ah, ăsta e husă, mă. Mm-hmm, perfectos. Avem aici telefoane, chestii, trestii. Mai facem puțină curățenie și suntem preg... Ah, dar stai, mă, că n-am deschis. Uitați-vă și voi. N-am deschis... n-am deschis magazinul. Uite, acum e deschis, mă. acum poate să vină persoanele. Din nou l-am deschis la ora 10. Dar e ok. Un toc. Facem aici curățenie. Numai că dacă cumpărăm mai multă mobilă, nu mai avem loc aici, fraților. Uitați-vă și voi cât de mic e. Locul ăsta trebuie să ne extindem mult mai mult. Zon, haideți să mai cumpărăm, să vedem ce mai putem cumpăra. Am înțeles că putem angaja oameni aici, fraților. Mitabaita Einstein, uite aici. What? Stai că... A, la 200 le putem angaja. Am înțeles. Și trebuie să o plătim $120 pe zi, ok. Clina, a, asta ne face curățenie, bro. Chiar tare. Schulden, a, uite aici avem... chitanțele, fraților, de la credit. Cum știți, noi am făcut un credit la bancă și trebuie să plătim în fiecare lună sau nu-mi dau seama. 1400, wow. Ușor, ușor se duc banii. Aici e internetul unde ne cumpărăm chestii, trestii. Și aici e banca, credit de la bancă, ok. Deci până... What the hell? Uitați-vă și voi câte datorii avem la bancă, fraților. What? 18.900, eh? Au crescut, bro, au crescut dobând, dar nu-mi dau seama. Vă dați seama, noi am împrumutat 15.000, trebuie să mai plătim și dobândă și așa mai departe, adică trebuie să aibă și banca un câștig, nu? E ok, 18.900, aia o să doreze ceva până o să plătim noi totul. Ia să vedem, bună zi, unde pleci fără să cumperi? Ei, tipul ăsta s-a uitat doar atât. Bun, haideți să mergem acum la tipul ăsta să vedem ce mai are de vânzare. Chiar e curios dacă are astăzi un telefon de vânzare, mă. Ah, chiar e curios. Bună, mă, ia să vedem. Ai ceva de vânzare, mă? Și probabil... Ich habe ein Kologel. Ce telefon e ăsta, mă? Ce telefon e, să vedem? Xiaomi. Da, mă, ok. Kelp 326. Prețul de magazin e 432, ok, ia să vedem, poate luăm cu $150, ia să vedem, kaufen, l-am cumpărat, he? Direct, cât am dat pe el, mă? 300 am dat pe el, cred, da, o să ne uităm acum imediat, o să-l punem la vânzare, fraților, tipul ăla ne aduce telefoane, nu știu, din China, Africa, nu-mi dau seama. Ia să-l punem aici. Să-l punem deocamdată acolo. Ia să vedem ce vrea tipul ăsta. Și fac off-a Apple. Un iPhone 14 vrea să ne vândă tipul ăsta. Ia să vedem, fraților. Wow! iPhone 14, mă, nu am avut niciodată până acum. Prețul de magazin 533. Nu are niciun giga, nimic. What the hell? Ia să vedem. Cu cât vrea să-l vândă, chiar sunt curios. 1060 Tegavas 300 450. Ia să vedem. Și fac off device. Ice click to fac off in the hand. Ok, am înțeles. Mm-hmm. Cu 1000 și ceva să vii tu. Man, vreau 1000 și ceva. Când la magazin costă
4500 și ceva, adică care-i șmecheria, că nu înțeleg. Să hai să punem telefonul ăsta, uite, exact aici în față, să se uite pe persoanele, fraților. So, aici avem un Xiaomi, nu? Și îl punem, uite, aici. Și să vedem cu cât l-am luat noi, a? A, noi l-am luat cu 325 la magazin, e ok. Noi dacă o să-l vindem cu 500, o să fie bine. Nu, mai avem pe cineva, perfect, mă, hai că merge, ușor, ușor merge afacerea asta de telefoane, fraților. Zo, avem aici încă un client. Oh, bună zi, what the, ce se întâmplă cu noi? Zo, își merge cu roz Nokia, că bro, fac cofă, vrea să-l vândă, să cumpere bro ăsta, da? Yeah, I don't, las-o-n țandă. Zo, cu 80 de dolari, ia să vedem. Pur și simplu, eu n-am mai vândut niciun telefon. Ei, cu ce te ajut? Bro, eu nu cred că... Eu nu înțeleg ce fac aici, fraților. Gen, am vândut câteva telefoane, dar nu prea mi-a ieșit. Adică suntem pe minus, cred. E ok, cred că merge afacerea asta dacă nu închid. Eu cred că merge, bro. O să stăm aici la birou. Uite, mă, mi-ar trebui un scaun aici, fraților. Să stau și eu frumos la ei. A, bună ziua, domnișoara, bine ați venit. Uite ce bine arătați. Zo, tu la ce te uiți? A, se uită, cred, nu? Sau e să vedem Ridden. Ah, vrea să ne vândă un Samsung S4 Mini. E să-l vedem. Da, uite, de fete, mă. Exact de fete. Mark price 115. Oh, 50 de dolari, ok. 50 de dolari și este al meu. Dacă vrei, dacă nu, poți să mergi mai de... Ea vrea 200 și ceva. E să vedem. Nu, frate, mai multe. 60 nu-ți dau pe ăla. Pleacă. Na, tu, voi credeți că mă amăgiți pe mine, nu? Ei văd că eu sunt aici o persoană nouă și cred că le are cu Amasico. Pur, dar noi dacă le luăm mai... trebuia să-i dăm 180, nu? Da, mă, le vindeam oricum cu mai mult. Dar e ok și așa. Parcă stăm aici frumoșel și așteptăm clienții, fraților. Ia să vedem ce aș mai putea să-mi cumpăr. Uite, aș mai cumpăra un Apple, bro. Da, o să cumpărăm mai multe telefoane. Două. Plus că mai trebuie să cumpărăm aici niște încărcătoare. Uite și de iPhone, cred că e nou. Țac, perfectos. So, bună ziua, domnișoara, bine ai venit. Tu ce dorești? Vrea să cumpere telefonul ăsta. Las-o-n hand, I don't sell. Can you hang out price, ma? Stai mă, eu cu cât l-am luat? Îl dăm cu 500, nu? 500 e ok, cred. Ok, știu. Pac, l-am vândut, bro. Wow, 500 plus mi-a ieșit. Perfect. Uite, mamă, dacă te domnișoare, vin pe aici. Tu ce vrei, mă? Tu ce dorești? Și mește prin casă, Kaufman. Ah, vreau o husă ceva. Țac. Stai să mai punem niște telefoane în vitrina asta. Țac. Că vă, cu ușor, ușor se golesc, mă. Oricum, trebuie să vindem toate telefoanele alea cu tastă. Cine mai cumpără așa ceva? Țac. Bunicul meu cred că mai are un telefon de genul cu taste, nu? Da, mă, nu îmi trebuie așa ceva. Asta e încărcător pentru iPhone, iPhone dacă nu mă înșel, nu? Sau nu, e încărcător american ceva, nu? Da, mă, priză din aia cum e în America, cred. Să că-l punem și pe ăsta. Plus încărcătorul ăsta. Mamă, hai că se prinde ușor, ușor. Zu, noi facem mulți bani pe încărcătoarele astea, adică, să vedem. Tu ce vrei? iPhone... A, vrea să-l cumpere, nu? Mark price 300, îl dăm 250. Ia să vedem, 300 și a avut... Zen v-ați bit în zi. A, no. Vrea să-l vândă. 150 îți dau pe el. 150, țac. No, 200. 202. Țac. No, 203. Țac. No, 202? Nu vrea, bă. Ia că ajung până la 202, ia să vedem. 290? Nu, 202. Atunci poți să pleci. Pac. Mamă, dar ce? Reducere îmi făcea acolo. 290, 300. Ia. So, aș mai cumpăra niște telefoane să le pun aici pe undeva, nu? Da, bro, hai să ne mai cumpărăm, să facem vitrina asta plină. Mamă, câte iPhone-uri am cumpărat. Țac, e plină, mă, dar numai cu iPhone-uri. Ok, ar trebui să ne mai cumpărăm și alte telefoane, mă. Uite, până acum avem 10.000 de dolari. Eu sper să ne iasă afacerea de aici. Eu să vedem ăsta ce vrea. Ăsta vrea să vândă, nu? Ești fac caufă. iPhone, vrea, ok.
Țac. Mark Price 150. Ah, vrea să-l vândă, mă, sau să-l cumpere? Să-l vândă, mă. Ok, ia să vedem. Tu cât vrei pe ea? E cu să dați. Asta e, mă, 150. 250. 84 de dolari vrei să-mi... Atunci poți să pleci, mă. Poți să pleci să nu mai vii. Te nu înțeleg de ce scrie acolo că vreau să vând, gen. Pe germană scrie ich verkaufe, gen. Vreau să vând, nu vreau să cumpăr. Ia să vedem. Ich möchte den Nokia kaufen. Ok, ăsta vrea să cumpere, nu? A, dacă vreau să-l cumpăr. Ok. Nu mai cumpăra eu așa ceva. Poți să pleci. Că ai interese. Nu am nicio interese, frate. Pentru ce telefonul e ăla cu taste? Nu vreau eu așa ceva aici. Tac. Uite, văd că s-a mai luat aici. Aici avem vitrina plină. Așa că trebuie să mai cumpărăm o vitrină ceva, nu? Uite, avem și tablete, văd aici. Wall Billy Board. Ok. Shulkasten. Ce aș mai cumpăra eu? Showcase. Showcase. Accesorii display. Uite, pe asta aș cumpăra o. Sau? Avem... Jos avem mult mai bun euro. Da, nu mai investim pe... Pe genul ăsta, cred să o. Ia să vedem. Am luat-o, mă. Am luat-o să o vedem. Am mai avut din asta, bro? Sau? Asta e o vitrină din asta mai... Mai modernă, bro. Dar unde să o punem noi? Uite, o punem aici lângă. Și... Țac! Wow! Cum arată, a? Avem aici mai multe, dar nu trebuia să-mi cumpăr, a? Sau e ok și asta? Hai că arată mult mai bine, fraților. Mamă, cât de tare arată, a? Avem aici cu alb. Chiar tare, îmi place albul. Ah, stai, mă, că uitasem. Eu mi-am pus aici niște lumini, fraților, nu? Zău, bună ziua. He? Uite! Na, aha. Stai, mă. Aha, da, uite, așa se vede mult mai bine înăuntru, mă. Dacă mai pun una, două, trei pe acolo, perfectos. Ru, cât de tare, zău, bună ziua, domnișoară. Ia să vedem, tineric, ok. Țac, cerorilis. Și merge cu... Ok, mă zic, ce vrea să vândă? Vrea să vândă telefonul ăsta la noi. Magazinul, prețul din magazin, 215, ok. Noi cât să-i dăm? 150? Vrea să-l vândă cu 500 și ceva. De ce, mă? What the hell? De ce cresc prețurile astea în halul ăsta? 189 îți dau pe ăla. Sau 289, să vedem. Oricum, noi suntem pe minus dacă l-am luat cu, dacă l-am luat cu 200. Suntem oricum, nu-i problemă. Îl punem și pe ăsta aici. Parcă mai era cineva pe aici, nu? Sau? Hello? Și încă o chestie, bro. Am văzut eu la telefonul ăsta, ne putem... De unde e aia? Uite aici, mă, ne putem upgrada la magazinul nostru de telefoane aici, fraților. Mitiți opțiuni de lanțul evat în când zi... Ia să mă uit. Ce am făcut? Na, uite-te și tu, mă. What the hell? Nu cred, îl putem face mult mai mare. Putem upgrada și așa mai departe, chiar tare. Dar asta în episodul care urmează. S-a anoptat din nou. Trebuie să merg la somn și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, fraților. O să ne extindem mai mare, numai că noi am dat banii pe telefoane. Acum să vedem ce o să ne iasă din telefoane. Dacă nu, nu mai putem să facem nici credit, nici nimic. Sper că v-a plăcut, așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, fraților, nu? Ciao!